Salutare tuturor! Sunt Stellarium, iar pentru că gazda voastră Cătălin e puțin plecat, o să vă prezint eu azi cele mai deosebite lucruri care s-au întâmplat vreodată. Nu uitați să dați un ochi și pe canalul meu Stellarium, pe care îl găsiți în descriere. Oare ce făceau 60.000 de meduze în spațiu? Când și de ce a secat Cascada Niagara? Unde poți vedea un apus verde și un deșert plin de flori? Haideți să aflăm împreună câteva dintre secretele planetei noastre. Pământul a avut o a doua lună. Aceasta avea mărimea unei mașini și atunci când s-a apropiat prea mult, a fost prinsă de gravitație pentru aproximativ un an. În martie 2020, aceasta a părăsit orbita Pământului și acum orbitează în jurul Soarelui. Aceasta este a doua mini-lună confirmată după ce a descoperit în 2006. În 1991, NASA a trimis în spațiu aproximativ 2500 de meduze aflate în pungi cu apă de mare artificială. Până la sfârșitul misiunii, acestea s-au mulțit până la 60.000. Oamenii de știință voiau Vreau să afle dacă meduzele născute în spațiu se pot adapta la gravitația Pământului odată ce sunt aduse înapoi. Din nefericire, nu le-a mers prea bine. Oamenii și meduzele sunt similari în ceea ce privește modul în care fac față gravitației, deci oamenii născuți în spațiu în timpul unor misiuni foarte lungi ar avea probleme mari pe Pământ. În 1859 a avut loc cea mai mare furtună solară înregistrată vreodată. A fost atât de puternică încât aurora boreală a fost vizibilă în Cuba și Honolulu. La o latitudine ca cea unde se află orașul New York, oamenii puteau citi ziarul noaptea datorită luminilor puternice. Dacă ceva similar s-ar întâmpla acum, ar provoca daune de aproximativ 1,2 trilioane de dolari. Că tot vorbim despre lumini, ați văzut vreodată o lumină verde imediat după apus sau chiar înainte de răsărit? Se întâmplă atunci când soarele a trecut aproape complet de linia orizontului și atmosfera pământului disipă lumina. Oamenii au văzut acest fenomen de cele mai multe ori când se aflau în mijlocul oceanelor. Lumina poate fi și galbenă, albastră sau mof. Atunci când vulcanul Kawahigen din Indonezia erupe, pare să arunce o lavă strălucitoare albastră și mof. De fapt, lava este normală. Culoarea este dată de gazul sulfuric care arde făcând-o să arate atât de ireal. Din același motiv, apa din lacul format în crater pare a fi de un albastru foarte deschis în timp ce malurile sunt de culoarea galbenă aprins. Cascada Niagara a fost secată la un moment dat. În 1969, inginerii au deviat cursul apei pentru a îndepărta pietrele care se adunaseră la baza cascadei. În primul weekend în care cascada a fost secată, peste 100.000 de turiști au vizitat locul. În RaceTrack Playa, din California, pietre care au o greutate aproximativ egală cu cea a unui cal se mișcă singure și lasă dâre în urma lor. Existau mai multe teorii care încercau să explice fenomenul de la magnetism până la extraterestri. În cele din urmă, un cercetător de la NASA a aflat că iarna, apa de acolo, în Gheața și pietrele sunt prinse de gheață. Atunci când gheața începe să se topească, până și un vânt slab poate mișca pietrele. Odată pe an, pentru câteva momente, o cascadă din parcul Yosemite se transformă într-o cascadă de foc. Iarna și primăvara de vreme, două șiruri de apă curg de-a lungul muntelui. Atunci când condițiile sunt perfecte în luna februarie, soarele se ascunde după orizont și se află în poziția perfectă pentru a reflecta lumina din perete și pentru a colora apa într-un portocaliu aprins ca focul. Depresiunea Danakil din Etiopia este un peisaj unic unde se pot vedea atât bălți de lavă, cât și izvoare termale de un albastru strălucitor este unul dintre cele mai joase și fierbinți locuri de pe pământ, unde nu plouă aproape deloc. Oamenii de știință studiază locul pentru a înțelege cum ar putea evolua viața pe alte planete. Mulțumesc locul, leagănul omenirii. În unele locuri de pe pământ gravitația este mai slabă, de exemplu, Houston Bay din Canada era acoperit de un ghețar enorm în ultima eră glaciară, iar gheața a împins tone de pietre în mare când a început să se topească. Cu cât un obiect este mai mic, cu atât gravitația lui va fi mai mică. Va dura cel puțin 5.000 de ani până când gravitația va fi din nou normală în acel loc. Există râuri și lacuri subacvatice în oceane și apa din ele este mai densă și mai sărată decât restul apei din oceane. Au maluri, suprafață și chiar valuri. Există chiar râuri mai mici care se varsă în cele mai mari. Acestea există peste tot, de la coasta Groenlandei până la golful Bengal. Una dintre cele mai frumoase iluzii optice naturale de pe pământ este o cascadă subacvatică aflată pe coasta Republicii Mauritius. Acolo nisipul este mișcat de curenți către zonele mai adânci din ocean, iar asta creează iluzia. În Brazilie există un val care nu se termină niciodată. Acest fenomen se numește pororoca, ceea ce s-ar traduce prin marele vuiet, și durează ore întregi, fiind atât de puternic încât poate rupe copaci. Surferi din întreaga lume mergeau acolo primăvara pentru senzațiile tare oferite de fenomen. Recordul a fost de 10 km fără oprire pe un singur val. Unul dintre cele mai uscate locuri de pe pământ este deșertul Atacama din Chile, dar acesta se transformă într-o grădină la fiecare 5-7 ani. Atunci când plouă destul în perioada septembrie-noiembrie, o mulțime de plante înfloresc peste noapte. Semințele a peste 200 de tipuri de flori dorm sub pământ pentru luni sau chiar ani de zile, așteptând apa care să le ajute să germineze. Gipsul mineral se cristalizează uneori în forme foarte ciudate. Se întâmplă în zone foarte uscate care sunt inundate ocazional. Petalele trandafirilor de deșert, formați astfel, sunt formate din cristale amestecate cu nisip. Lacul Maracaibo din Venezuela este considerat capitala mondială a fulgerului. Aici sunt furtuni cam 300 de zile pe an, cele mai multe având loc în luna septembrie. Uneori sunt peste 200 de fulgere pe minut. Asta se întâmplă pentru că aerul rece din anzi se întâlnește cu aerul cald din Marea Caraibilor. În 2010 o mulțime de păianjeni și-au făcut cuiburi în copacii din Pakistan. Au făcut asta pentru a se salva de inundațiile provenite de la ploile care într-o singură săptămână au adus o cantitate de precipitații cât pentru 10 ani. Unul dintre cele mai rare tipuri de nori sunt norii leticulari care arată ca niște pălării deasupra munților. Aceștia se formează atunci când aerul umed călătorește deasupra unui munte ajungând într-o zonă cu turbulențe. În zonele de câmpie fenomenul este atât de rar încât oamenii cred de multe ori că sunt ozeneuri. În Oceanul Arctic poți să vezi flori în mijlocul iernii. Aceste flori sunt formate din gheață în care microbii reușesc cumva să supraviețuiască. Studiul acestor flori de gheață ar putea să-i ajute pe oamenii de știință să înțeleagă cum a apărut viața pe planeta noastră. Lacul Abraham din Canada pare să fie casa a zeci de mii de meduze care trăiesc sub gheață. De fapt, ele sunt bule înghețate de gaz metan produse de bacterii care trăiesc în lac. În Noua Zeelandă există o peșteră care este luminată de viermi fosforescenți. Peștera Waitomo a fost descoperită la sfârșitul secolului XIX și de atunci este foarte vizitată de turiști. În peșteră sunt mii de larve fosforescente ale mai multor specii de vieri. Unul dintre cele mai mari și mai vechi organisme de pe pământ este o colonie clonală, poreclită Pando care se află în statul american Utah. Par a fi 47.000 de copaci, dar de fapt este unul singur. Acesta are trei seturi de cromozomi în loc de două și poate produce un număr nelimitat de lăstari din rădăcinile lui. Oamenii de știință cred că are o vârstă de cel puțin 80.000 de ani. Vulcanii pot produce fulgere. Acestea se formează în norii de cenușă vulcanică datorită frecării atunci când particulele încărcate pozitiv se conectează cu cele încărcate negativ. Pentru a înțelege fenomenul, vă puteți freca părul cu un balon sau picioarele pe un covor, după care atingeți clanța ușii. Cam o dată pe an se poate vedea o tornadă de foc în Statele Unite. Se întâmplă atunci când un vânt puternic este încălzit de un incendiu. Tornada este făcută din foc și cenușă și este diferită de o tornadă normală pentru că nu este pornită de un ciclon. O tornadă de foc are o înălțime aproximativ egală cu cea a Turnului din Pisa. Spre deosebire de o tornadă de foc, un curcubeu de foc nu este periculos. Acest fenomen nu are nimic de a face cu apa sau focul. Se întâmplă atunci când soarele este foarte sus și lumina lui trece prin nor de gheață. Un curcubeu alb este o iluzie rară creată de ceață și apă. La fel ca un curcubeu normal se formează atunci când lumina trece prin picăturile de apă. Nu este colorat pentru că picăturile de apă care formează ceața sunt de sute de ori mai mici decât picăturile de ploaie. Un curcubeu alb este de multe ori confundat cu un curcubeu lunar, care se poate vedea doar noaptea și care este luminat de lună. Sper că v-a plăcut acest episod, și vă aștept și pe Stellarium pentru episoade la fel de interesante. Pe curând!